cât de solid se simte un interior de Porsche Taycan 4S de 150.000 de euro. Profesore, stop. Hai să ne folosim de pauza asta de Champions League, te rog frumos. Păi, și să vorbim despre viteză. Suntem într-o mașină cu 500 de cai putere. Păi da, 500 de cai putere, dar te-am invitat să ne întâlnim și să-ți arăt cât de solidă este construcția. Lasă, e ca o apărare solidă. Lasă-mă cu butoanele, te rog frumos. Și hai să vorbim despre viteză. Să vorbim despre viteză? Da. Bine, în pauza competițională de Champions League, te rog frumos, spune-mi care jucător are cea mai șmecheră plecare de pe loc? Am doi jucători favoriți. Doi. Sunt preferații mei. Doi. Mbappé, Paris Saint-Germain, Vini Junior, Real Madrid. Vini Junior, Real Madrid. Permite-mi să-ți arăt eu Vini Junior. Fii atent, Vini Junior, Real Madrid. Uite, o dai în Sport Plus. Prefer Mbappé. Mbappé aici. Deranjul prea mare, da? Drive, așa, okay. Stâng în frână. Da, ai cerut bine mingea în profunzime. E bine așa? Da. E bine așa? Au, da, nu știu dacă ai fost atent, că toți suntem în perioada mondialului. Tu la mondial, mister, marcai și cu stângul și cu dreptul. Și să știi că și eu sunt ca tine, mister, și folosesc stângul pentru frână și dreptul pentru accelerație. Ce părere? Fotbalul e puțin diferit. Trebuie să interpretezi fazele în criză de timp și spațiu. Și ajută foarte mult dacă ai această calitate să poți să finalizezi și cu stângul și cu dreptul. La prima a fost mai simplu, a fost o lovitură liberă, dar la a doua, după o pasă genială a regelui, a lui Hagi, care m-a pus în valoare la meciul ăla, practic am dat doar direcție la acea pasă șutată. Bine, acum, deci fii atent. Aici ai pe display-ul tău, poți să vezi informații legate de G-uri, legate de accelerație. Aici avem infotainment-ul, aici avem avariile, de aici controlăm climatizarea, aici avem un meniu pentru încărcare, aici avem suport pentru... spațială, mai ușor. Arată senzațional. Deci, acum poți să-ți arăt cât de solid e interior? Nu. Ok, bine. Mister? Dar crezi că Hagi m-ar lăsa să trag de plastice și de astea? Nu, cu siguranță. Cu siguranță, nu? Da, Stelea s-ar supăra pe mine dacă aș trage de butoane la motocicletă și da. De... Da? Da? Avea probleme cu el. Răducioiul crezi că m-ar lăsa să trag de plastice? Nu! De ce pui întrebările astea? Mister, dar o ultimă întrebare. Tu ai un Porsche Cayenne? Da. Putem să mergem cu el în off-road? Să ieșim? Da? Bine, stai. Nu e la nivelul ăsta. Păi nu, dar vreau să merg în off-road și să-l băgăm prin noroaie, putem? Da!